Așa cum știți de fiecare dată, la orice întâlnire, copiii sunt prioritatea mea. Deci felicitări copii din tot sufletul, ați fost minunați, grozavi, superbi, n-am cuvinte. Atât de frumoși ați fost. Mi-a plăcut foarte mult. Bravo, felicitări din tot sufletul. Apropo de ieșirea din tipară, și eu creu din tiparul de a vorbi la microfon, iar la cărcașurile, dar primul pas a fost să ieșim din școală cu aceste sărbători. Și mulțumim primăriei pentru susținere și mulțumesc colegilor pentru că s-au implicat și au contribuit la puțin, la activitatea curții. Păi, cât puțin, câte puțin, tu ai fost motorul principal. Am pregătit un citat frumos, dar nu mai este cazul. Vreau doar să vă spun că satul cel mai frumos este satul pe care îl iubești. Și eu iubesc toată comuna, m-am născut la Sânt Martin, locuiesc în Râciu, aici am învățat, m-am îndrăgostit de Ulieș, pătrund dealurile lui, de Nima la fel, Coasta Mare, deci iubesc comuna și este cea mai frumoasă comună din lume. Felicitări Ancuța, felicitări încă o dată copiilor, bun venit și să mai veniți pe la noi, doamnelor, învățătoare de la Cernul Pedagogic al claselor a treia, să fim sănătoși, și la mulți ani, da, sărbători fericite și la mulți ani.